Salutare, mamă, mungea, sunt Andy, bine am găsit la un episod din seria noastră de Forza Horizon aici cu irlandezul, dar la fel la mine. Asta e cel mai mare șofer pe care eu știu. A, nu, conduce bine, dar nu prea se omoară el cu mașinile. Nu știu cum a nimerit în grupul nostru, că nu prea, el și mașinile e în colț opus. Mai avem un prieten pe Abel și ăla tot așa, zice, ăsta când aude de mașini, dă-i o cola, un hell și lasă-l face. Astăzi vreau să-l pun să se joace pentru prima oară cu volan și pedale. Vreau să fac chestia asta nu ca să-i arălui cât de praf e, ci ca să vă arăt vouă, celor care ziceți că bă, cât de greu poate fi să conduci cu un volan, că experiența din spatele chestii astea nu e același lucru cu șoferia din viața reală, că acolo simți mașina, aici nu simți. Deci ca să conduci bine, trebuie să știi să folosești toate astea. Vreau să fac rapid un instructaj, să apăsați butonul ăla de like. Deci fii atent, te uiți la volanul ăsta, ce vezi? Îl văd. Ok, e aici, da, e aici, deci îl simți, e imaginar, e aici. Ok, fii antenă. Ție nu trebuie prea mult, ai 3 pedale. Ambreiajul nu-l folosim. Nu-l folosim. Fordul tău e manual, dar aici avem automat, da. Nu-l folosim. Frână, accelerație, frână, e simplu. Ok, frâna, nu calci și tu în blană, că n-ai ABS. Da, te descurci cu ea, nu că și tu frâna cu stângul ca țăranul. Lasă-mă, și tu cu dreptul. Așa. Și de pe aici nu te interesează mare lucru, butoanele nu te interesează. Padelele, în sus, viteza a doua, dar mișcă de-a. Uite, a doua și invers de asta. Și cam asta e tot ce trebuie să știi la volan, adică frână, accelerație, mici de el și vreau să întâi dai drumul așa pe stradă cu ea și după aia vedem dacă reușim să facem ceva. Uite ce frumos. Acum vrei să căștele pe urechi. Vreau căștele pe urechi, ca să auzi. Mă scuzi. Că să auzi turația motorului, cum conduci așa? Da, stai. Ho. Ia. Stai. Dă-i a doua. Opa, vezi că fuge. Da. Ușor. Cât îți lua? Vezi că fug oițele de tine. Și eu după ele. Așa, acum te ești lupul cel mare și rău. Așa, da, fă-i tu drift. De la nebun de-al tău. Nu, că se monetizează ăsta video dacă dau un oițe. Dacă dai un oițe, ia seama să-ți pun un checkpoint. Să te duci tu undeva, nu știu. Gen, să mergi până undeva, ca să ai și tu de asta, să nu mergi așa. Aiurea pe hartă. Oprim puțin acest episod pentru că am ceva foarte, foarte important și interesant să vă spun. Este vorba de Booster Oil și prietenii noștri de la World of Tanks, care au ceva foarte, foarte special. Au făcut ceva în comun super, super mișto și o să trecem rapid și o să vă spun despre ce vorba. Poate vă interesează pe unii dintre voi. Intră pe linkul din descriere, înscrie cu codul BOOSTWOT, îl aveți tot așa în descriere și o să primiți 7 zile de comp premiul World of Tanks, tankul Excelsior V sau 5, cum s-ar spune pe cifre romane, și 6 stickere Lightning 1. În caz că nu știi, Booster Oil este o platformă cloud în care te poți juca joculețe pe care nu le-ai instalat în calculator fără a folosi resursele calculatorului vostru. De exemplu, dacă ai un laptop vechi, un MacBook vechi sau mai știu eu ce calculator vechi de pe timpul lui bunicu, te poți juca doar cu o conexiune la internet joculețe pe care calculatorul tău în mod normal nu l-ar putea duce, gen GTA 5, Cyberpunk 2077, World of Tanks, sunt multe joculețe. Pe Booster Oil ai acces la peste 150 de joculețe pe care le poți rula prin Steam, Epic Games sau mai știu eu ce platformă. Deci chestia asta este destul de mișto. Nu uita că poți să-ți cumperi un abonament anual cu doar 50 de euro dacă accesezi linkul din descriere și primești și cele menționate la începutul acestui intro. Dă chiar acum click pe linkul din descriere și fă-ți cont pe Booster Oil. Ți-am pus un checkpoint și acum uite acolo în stânga e harta și te ții tu după el. Da, stai puțin. Că mie mi se pare pe dos și cu padelele și cu toate astea. Nu ești obișnuit cu padelele? Da, ai seama că nu sunt obișnuit. Vezi că volanul e foarte, foarte sensibil la atingere, nu trebuie să-mi vârți prea mult de ca să... Hai da. Vezi cum te-ai luat cu a 4! De ce? Cum eram accelerat acum? Asta e accelerat, da. Vrei să te pun de la volan? Ți-e mai ușor dacă te pun de la volan? Nu, clar nu o să fie mai ușor. Gen da. Camera să fie de la volan. Nu. Bine, ca să înțelegeți, testul nu e foarte corect făcut pentru că ăsta nici nu se joacă la calculator. El și cu calculatorul nu e familiarizat deloc cu el. Când te-ai jucat ultima oară la calculator? În afară de LOL-ul cu noi, care a fost așa... Era mic, clasa 5-a, 6-a. A 6-a? Deci gândiți-vă că ăsta din a 6-a e anul 3 de facultate, el din a 6-a nu s-a mai jucat la calculator. Ca să vă dați seama cu cine avem de-a face aici. Uite, hai că te... Utizimi, you nati. De ce nu mai stânga-dreapta? Dacă era mașina asta a ta, nu mai era acum după ce ai făcut. Nu, dar nu mergeam așa cu ea. Dar nu mergeam. Întâi nu scuteam. Ia stai. Hai, așa. Vezi că ești în Anglia aici, ca să știi. Adică trebuie să mergi pe banda din stânga.
Hai, dar ce crezi? Da, acum mă puțin ușor în dificultate. E ușor, e ușor, e ușor. E ușor, e ușor, ușor. Ușor, ușor. Când o să fugă, îi dai frâna în bot? Chestii din așa. Așa, așa, așa. You teasing me? You naughty, naughty. Hello, how are you? I'm under the water. Ia să vedem. Eu acum mă concentrez. Eu văd. Văd, dar las că eu mă descurc cu întreținerea atmosferei. Tu concentrezi de acolo. Eu asta fac de 6 ani de zile, vorba aia 7. N-am treabă cu asta. Ajunge irlandezul la festival în 10.000 de ani de acum înainte. Ia uite, ia uite ce se pricepe. Ia uite ce se pricepe. Stai. Stai un pic să nu mă fac de râs. După aia știi ce vreau să-ți fac. Dar mai încolo un pic, te mai las un pic să te mai joci, să te obișnuiești. Vreau să-ți dau o mașină doar tracțiune spate, să vezi cum e. Hai că te mai putem. Au! Mă grăbi să vorbesc. De ce mă laudași? Nu vreau să... Vreau să mă laudași. Auzești intenția oricum. Da, nu, da, zisești și asta, da. Să apăr prietenul în fața hienelor de acolo care îl judecă în acest moment. Dar și eu m-aș judeca dacă și locul lor. Aoleo. Uite-le. Ma, să ne apăr cu imbreza. Îi dau asigurarea, nu-i problemă. Da, ok, pe numele electoratul. Păi pe a ta? Uite ce număr am, 20 de numele cât. Dar de ce n-ai pus LTC? A făcut omul la o greșeală de la poliție cu numerele de la BMW și gata. Mă urmărește toată viața, vorba aia. Hai că te mai obișnuiești un pic, dar văd că tu nu procesezi la frână și la accelerație. Asta nu, adică gen când e să dai în frână, tu nu. Cred că ție ar fi trebuit să-ți pun liniile alea pe jos, ca să fie mai simplu. Gen să-ți arată când să frânezi și când să... și pe unde trebuie să o iei. Lasă că mă descurc momentan. Încetinești un pic, ai 300 la oră, irlandezule. N-ai luat cu Ford în viața ta alta. Uite-l, mă, ia. Hai, mă, că să mai obișnui un pic. Bine, merge el în stânga, în dreapta, dacă ești în spate, zici că ești sac de cartofi. Da? Hai, că o lași bine. Lasă, merge așa, merge așa. Dau înainte. Dă-i înainte. Lasă, n-ar nimic. Nu te lua după prostul, ce știi el pe unde trebuie să iei? Stai. Ușor. A, ce faci acum? Fii atent. Vezi că îi dai în sus, da? Așa. Fii atent. Hai ușor. Dar rezistentă mașină, îmi place. E de menciudat, of, că na, să nu... Așa, relaxează-te, pune o mână pe volan, mental, dă-te și în spate, că... Stai. Mile pe volan, privirea înainte. La 90 de... 90 de grade, în stânga. Trebuie să semnalizezi, a? Frâna de mână, nu? Frâna de mână nu e, mă, frâna de mână e pe butonul ăsta. Dacă te mai dau și cu butonul, te complic rău de tot. Hai. Stai, că acum, ușor. Ușor. Hai. Dă-i drumul ușor la ambreajul ăla. Ușor. Ușurel. Trebuie să-mi iau un schimbător. Neapărat, vreau să-mi iau și un schimbător pentru... Da, uite, dacă aveam schimbător, mă duc. Cred că te descurcai altfel, într-adevăr, da. You teasing me? You naughty, naughty. You naughty, naughty. Auto. Mișto, mișto. Mi-a plăcut de tine aici. Bă, ce-mi dai flash-ul, bă? Ce s-o găieți? Băi, cam mergi pe contrase. Da, n-are nimic, ca. Auto, hai. Hai că un pic în decor a mai ieșit toată lumea acum, nu. Nu e asta o problemă, să zicem așa. Pot mai bine, fii atent. Poți mai bine, nu? Pe asta. Auto, mă, ce s-a obișnuit. Dar auzi turața de la mașină, da? Auzi? Până la festival, restul de 2 km, vreau să-ți dau ceva și mor cu ea de gât, dar, na, facem și testul ăsta. Hai să mă duc la festival direct, las, vă spun după alt checkpoint. Deci îți dau o mașină care, fai de capul meu. N-ai văzut așa ceva niciodată în viața asta ta. E cât a 7-le meu ce l-ai mai văzut, dar nu. Da. Dar nu știu unde este, îmi va picioarele. Abă cât Z parcă trebuia să fie. Dar nu, că e Zonda, dar nu e la Z. Cum se numea mașina aia? Băga mea și picioarele să-mi bag. Pagani, P. Și cum ajungi la Z? Peugeot, Pagani, ia uite-o. Pagani Zonda. Ia uite aici ce-ți am. Mașina de haur. Zonda Air Forza Edition. Fii atent că asta e doar spate. Ai grijă. Ia. Hai. Uite ce navetă spațială zădă aici. Vezi că asta e scumpă. Ne vin, îmi vând și eu și tu casa și nu avem bani să o cumpărăm. Dar are control bun, să știi. Uite ce treaptă lungă are. Lona întâia cât ia Ford-ul tău. Bordul. De ce exagerezi? Vezi că pe aici scurbe multe. Ia ușor. Așa.
Uite, ușor, ușor, ușor. Ușor, tata, ușor. A, o te băgași pe zăpadă. Ai pus. Ai cauciucurile de iarnă. Băi, uite, nu știu dacă zic. Au, mamă. O simți și cu fuge. Mamă. Eu nu mai plec din. Hai, hai, că plec, plec, plec. Dacă îți băga în controlă, nu era așa. Dacă îți băga controlă, ce... ce mai faci? Au, că te descurci. Te descurci. Dă să fugă ea un pic, dar nu. De ce? Dar nu mai zici nimic. Lasă-mă pe mine. You're teasing me. You naughty, naughty. Ușor, 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 ușor. Dar trage stânga. Este ceva nerealtă. E străcată mașina, da. Eu așa cred. 50 la oră. S-o crește. Wow. Ce zici să mai zici nimic? Cum zici ceva acum gata? Na, din cauza mea, așa e. O, mă așteaptă și tu. Ce ne simțit el, stai să ce... Și-a pus la înciucă, să-mi pus în fața ta. Ia de aici. Ia dat-o pe la parte. Păi nu, că nu. Nu e bună mașina. Da, e stricat. Uite, tu cu asta joc. Tu cu asta joc, ca să nu... Nu zici tu că sunt eu... Bulangiu. Pro. Auto-l aici. Bine, nu te gândi că... Nu te gândi că... E doar spate și pe zăpadă... Audește. Hai așa, să o punem și noi pe drum, să nu mai... M-am făcut de râs în fata ta, Oana. Știi ce vreau aia. Hai așa. Trebuie să accelerez ușor. Hai, lasă-l, uite, o ținem pentru să-l scadă. Strici volanul. Ce ai, bă? Tu cum crezi că mă joc eu cu ele, ești nebun, uite de la mine. Stai așa, stai așa, că nu-mi place aici, nu-mi place aici. Aici suntem prea, e prea multă, prea multă zăpadă. Stai să mă teleportez aici. E prea multă zăpadă, e doar spatea asta, irlandezul. Ce vrei, nu? Oricât de mult ai vrea, nu poți să o stăpânești în... Tu plecași de aici, că tu te dusești în zăpadă, nu-i vina mea. Out. Ce vă trebuie piciorul meu? Știi ce să mai aș piciorul, bă, să-mi bag. Nu, că ne întoarcem înapoi, că înapoi nu mai e zăpadă așa multă. Este, eu ca așa, cum mă joc pe aici, așa mă întorc de obicei. Un profesionist vorba aia, ce naibii lui? Să încerc oricum. Nu e cea bună mașina asta oricum pentru chestii din ăștia. Dacă vrem una de drift, e alta. Aude ce avem aici. Nu poți să-ți dreaptă, dar aia, că nu te înțeleg cum nu poți să mergi cu ea dreaptă, sincer. La viteză irlandeză le trebuie să o ții dreaptă, că dacă nu... Hai da, blană, out. Oricum nu mi se pare mare diferență. Da, dar nu, corect, nu e, da. Tu mersești cu 120, eu merg cu 360, corect, tot la tot același lucru. Da, out. Facem și una fenta la derută aici în oraș, așa atent. A, nu pe ăla. Ăla nu-i asfalt acolo. A, prea multă putere, frate, prea multă putere asta, bă. Nu s-o obișnuiu cu ea, că nu merg zi cu zi. Dar pot să fac o de asta, uite, pot să fac o de asta. Ce problemă, nu am problemă. Ce zice, zice, asta nu-mi place, că nu e de drift asta, mașina asta. Oricum, asta am vrut să-ți arăt. Un profesionist vorba aia, bine. Încă am putut eu joc, acum nu prea mă descurcai bine, adică de obicei... Profesionist de unde? De obicei conduc mai bine dată, dar acum, na, asta e situația. Ia zi tu, care e părerea ta în legătură cu asta? Cum e volanul când îl ai în mână? Care e diferența dintre volan și mașină? N-are nicio treabă. Da, ce la bun. N-are nicio treabă. Nu are nici cea mai mică treabă. Bă, problema asta este și din cauza faptului că nu simți mașina odată și în al doilea rând, mașina asta are 1500 de cai. Adică... Are... Și...
Feedback-ul din accelerație nu e același cu feedback-ul mașinii pe care ți-l dă. Ăsta e volan. Clar, dar aici nici nu, adică prea multe, ba să schimb inferioară, superioară. O să-ți dau și manual, da. Asta automat, pardon, dar nu e aceeași senzație. Mie, de exemplu, mie nu-mi place să conduc pe manual. Și nu trebuie să-ți pară rău de volan, tu mergeai cu el cu mănuși, trebuie să dai în el, rotești de el, când e să rotești, rotești de la mama lui. Că pentru asta a fost făcut. Bine, al meu s-a cam stricat deja, dar... Bine, nu chiar. Uite. O mână, ca să-ți dai seama de, despre ce vorbim aici. Cred că aș merge mai bine pe mână. Zici? Da. Uite. Bine, trebuie să-ți ții mâna încordată și când o lași în... O lași în liber, gen. Când ți-mi ajută, să-ți ții mâna încordată să nu-ți fugă volanul. Stai, greu. E greu din volan, chiar e greu. Până și eu, până m-am obișnuit cu ăla, adică sincer, la început am zis, bă, nu o să mă obișnuiesc în viața mea. Chiar e greu, adică pentru prima dată... Băieți, cam atât să fie cu acest episod, dacă au loc, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like. Vă aștept și pe voi la mine acasă să vă învăț să conduceți mașini. Și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!